Dar nu contează cât mi-a spus el să predic, o să mă uit în sală și o să-mi dau seama cât puteți primi voi. Dar îmi propun să predic doar din primul verset. Nu pot să predic din 28 de versete, e mult. Ar trebui să vă țin până mâine dimineață. Voi nu puteți sta și eu am plecat de mai mult de 12 ore de acasă. Îs pe drumuri și când ajung aici, voi mă luați de odihnit. Și când ajung acasă, cei de acasă mă iau că vin din vacanță. No, am fost în Belgia, am făcut escală în Belgia, am venit în Franța, din Franța merg în Anglia, în vacanță. Dar nu știe că stau numai pe scaun și la învon, atâta vacanța mea. Bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Mă bucur că s-o cercetat Psalmul 73. Mă bucur de ceea ce frații ne-au vorbit. Dar am vrea să vedem în primul verset care este cheia succesului, că în primul verset este cheia succesului. Cei cu inima curată nu pot să învidieze, cei cu inima curată nu pot să aibă ochiul rău, cei cu inima curată nu pot să-i bârfească pe ceilalți și nu pot să aibă prejudecăți despre alții. Pentru că Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, citim în Matei, în capitolul 5, versetul 10, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Așa cum exprimau frații, nu vezi greșelile la alții. Nu vezi defectele altora, nu vezi derapașele altora, ci îl vezi pe Dumnezeu. Cum îl vezi pe Dumnezeu? Mă uit la el și el e făcut de Dumnezeu și e mântuit de Dumnezeu și e curățit de Dumnezeu și eu îl văd pe Dumnezeu în el. Mă uit la soția mea când nu-i convine, când fac câte ceva și în loc să mă îndrept cu o cară asupra ei, mă uit atent la ea și îl văd pe Dumnezeu în ea. Și zic, slăvit să fie Domnul. Uite ce frumusețe a făcut Dumnezeu din ea. Și nu mai iau aminte la ceea ce îmi spun. Îi spuneam pe drum lui Ionatan, că eu am 38 de ani de căsătorie. Și el încerca să respingă sfatul soției. Și i-a spus, eu când m-am căsătorit, am făcut o rânduială cu soția mea. Și i-am spus, mă, pentru că-s bărbat, eu o să iau hotărârile cele mai importante și pe tine să te las să le iei pe cele mai puțin importante. Scai și tu dreptul. Și după 38 de ani de căsătorie, vreau să vă spun că nu a fost niciuna importantă, toate au fost mai puțin. Și de asta e înțelegere. Și de asta nu sunt probleme. Frații și surori, mă bucur că știți să zâmbiți. Că mă uitam la voi și vă vedeam încruntați și mi-era frică nu cumva să m-am uitat așa în cap sub amvonul ăsta dacă săriți la mine la bătaie. Dar voi sunteți cu inima curată. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți, nu vă țin mult. Mâine o să vă țin mai mult. În seara aceasta vreau să discutăm două probleme concrete. Cum pot să văd eu dacă am inima curată? Să mai verific eu. Că asta e necesar. Cum mă pot verifica? Că Biblia spune, ferice de cei cu inima curată și Psalmul 73, care l-a citit voi astăzi, care l-a citit voi în seara aceasta, spune, bunui Domn, noi avem nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de încurajarea lui Dumnezeu, de însoțirea lui Dumnezeu. Bunui Dumnezeu cu cei cu inima curată. Cum văd eu în viața mea dacă inima mea este curată? Când vorbește Biblia de inima curată, nu se referă la pachetul acesta de mușchi, ci se referă la omul din lăuntru, ceea ce se citea din Corinteni. Omul din afară se trece, dar omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul din lăuntru înseamnă sufletul nostru și Duhul nostru. Inima curată înseamnă sufletul meu este curat înaintea lui Dumnezeu. Duhul meu este curat înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă inimă curată. Ei, cum îmi dau eu seama dacă inima mea este curată cu adevărat? În primul rând, haideți să citim.
Mergem pe cuvânt, că e cel mai bine. Scrie Domnul Iisus Hristos, luăm întâi spusele Domnului Iisus Hristos. Luca 8 cu versetul 15. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Primul punct. Cum mă verific eu dacă am inima curată? Îmi place cuvântul. Și îl țin minte. Fratele trebuie să mai pocăiască un pic, că l-am întrebat ce am predicat ultima dată. Și a zis, m-ai prins pe picior greșit. Într-o inimă curată, când pătrunde cuvântul, cuvântul nu se uită, cuvântul este iubit. Într-o inimă curată, prima dată când te trezești dimineața, nu torni cafeaua în trup, ci prima dată inima curată te duce la Biblie să iei un cuvânt din partea lui Dumnezeu, că inima curată nu poate trăi fără cuvânt. Exact cum noi nu putem trăi fără mâncare, fără cafea, fără cola, fără apă, inima curată nu poate să trăiască fără cuvânt. Deci dacă vezi că nu ai tendințe de să-ți placă cuvântul, să-l dorești, să pui mâna pe Biblie, să știi că mai sunt probleme. Să știi că mai sunt probleme. Și apoi dacă citești cuvântul și când termin de citit cuvântul și te întreabă cineva ce ai citit și nu ți-ai mână. Că sunt unii care citesc din obișnuință. Își propun să citească Biblia. Citesc un capitol, două, trei, cinci și mă întreb și ce ai citit. Dar el când citește cuvântul, el se gândește pe unde trebuie să ajungă, ce mașină trebuie să vândă, cu cine trebuie să întâlnească, ce are de comparat. Și cuvântul trece pe lângă capul lui, atâta. Nu intră în inima lui, adică în sufletul lui. Cuvântul care îl primesc în inimă trebuie să și rodească. Mai ales că Domnul ne-a dat și Duhul Sfânt. Pe lângă cuvânt, Domnul ne-a dat Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ce face? Rodește. Duhul Sfânt rodește. Vedeți, noi ca pentecostali ne rugăm pentru daruri. Dar când om stărui pentru roade? Darurile sunt ușor de exploatat. Darurile sunt ușor de mânuit. Ai primit prorocia? Poftim, Ionatan, ți-am dat prorocia. Am primit prorocia? Poftim, Leonard, ți-am dat. Aia am primit de la Domnul, am dat. Ce ușor îi să dai ce primești. Dar când stărim după roade? Pentru că pe oameni, spune Biblia, nu-i cunoașteți după daruri, ci-i cunoașteți după roade. Poți să fie prorocul aici și să-mi spună așa vorbește Domnul. Eu nu spun că nu vorbește Domnul. Dar Biblia îmi spune, uită-te la roadele lui. Primul punct. Îți place cuvântul, îl primești într-o inimă curată. Dacă ai, dacă nu ai, nu-l primești și nici n-ai ce rodi. Doi, un alt simțământ ca eu să știu că am inima curată. 1 Timotei, 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Eu acum mă întreb, dacă dragostea pentru soția mea nu mai este ca la început, din ce cauză? Motive, probleme, spunem noi, fel de fel. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată. Când nu mai am dragoste, înseamnă că n-are cine să o alimenteze. Dacă mie mi-a oprit curentul, eu degeaba bag aparatul în priză, că nu merge. Dragostea tot timpul este alimentată de ce? De inima curată. Când inima mea nu mai este curată, nu mai pot să iubesc. Și găsesc fel de fel de motive. Că nu mai este așa, că nu mai este suplă, că s-a îngrășat, că are riduri, că nu mai știe să meargă, că fel de fel de motive. Toate acestea e lipsă de dragoste.
Pentru că dragostea trebuie să fie alimentată cu inimă curată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atunci când mă uit la fratele meu și nu-l pot iubi, înseamnă că interiorul meu este ceva. Este o inimă rea și înșelătoare. Este o inimă răzvrătită. O inimă plină de fire. O inimă plină de prejudecăți. Atunci când eu nu pot să iubesc. Iarăși revenim la versetul care spuneam din Matei. Cei cu inima curată, ce fac? Îl văd pe Dumnezeu. Eu nu văd altceva decât îl văd pe Dumnezeu. Cum îl văd pe Dumnezeu într-un copilaș care abia începe să vorbească? Cum îl văd pe Dumnezeu în iubita mea care o chem în căsătorie? Așa îl văd pe Dumnezeu și în soția mea după 20, 30, 40 de ani. Așa îl văd pe Dumnezeu în soacra mea. Așa îl văd pe Dumnezeu. Pentru că eu trec dincolo, pentru că asta o predica frații. Dar când am trecut dincolo, n-am mai văzut că li se umflă ochii de grăsimi, n-am mai văzut că nu mai pot de bine, pentru că eu l-am văzut pe cine? Pe Dumnezeu. Dacă ai probleme cu dragostea, îi văd pe mulți că la rugăciune dau așa din mâine, așa ca la ștergătoare de parbriz la meleu, știi așa, dă din mâine, Doamne, toarnă în inima mea dragoste. Bă, frate, puteți să dați din mâine, faceți așa ventilație, ca la ventilator, nu-i bun, nu-i rău, e bun. Dar dragostea nu curge din cer. Dumnezeu este dragoste, dar ea nu curge din cer. Dragostea vine dintr-o inimă curată. Roagă-L pe Dumnezeu așa cum s-a rugat David. Doamne, zidește în mine o inimă curată. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine și nu mă lepăda de la fața Ta. Vedeți, noi încercăm să punem dragoste, noi încercăm așa cu fel de fel de mărunțișuri de astea, cu o ciocolată, cu un buchet de flori, cu o cămașă călcată, cu o mâncare care îi place lui de la mamă sa și încercăm noi așa niște ghidușii de astea așa, dar astea-s lumești, astea-s lumești. Biblia spune, roagă-L pe Dumnezeu să zidească în tine o inimă curată. Noi nu putem. Noi nu putem. Noi suntem oameni. Și tot timpul apar fel de fel de subiecte care ne îndepărtează. Exact. Ce avea Asaf cu ăla? Ce avea Asaf cu ăla? Ce te interesează pe tine că ăla are mașină cu patru cercuri și a tău nu-i decât Logan? Ce te interesează pe tine? E mare problemă. Ce te interesează pe tine că ăla are casă cu 20 de camere și tu ai numai cu 2 sau cu 3 camere? Ce te interesează pe tine? Uită-te la Dumnezeu, la bunătatea Lui, că ți-o dat astăzi încă o zi, că te lasă să te odihnești, că poți mânca, că poți merge, că poți vedea, că auzi, că poți să miști mâinile, picioarele, slăvit să fie El. Ce mă interesează pe mine că unul se îngrașe, că altul slăbește? Ce mă interesează pe mine? În al treilea rând, o altă problemă care ține de inima curată sunt relațiile noastre. De multe ori inima noastră nu este curată datorită faptului că stăm lângă niște oameni murdari. Apostolul Pavel spune, ce legătură există între credincios și necredincios? Ce legătură există între Dumnezeu și Belial? N-ai cum! N-ai cum! Eu nu spun să fugi de la școală că ăla-i Nicola. Nu! Care sunt prieteniile? David spune, plăcerea mea, toată plăcerea mea sunt sfinții din țară. Că la serviciu am un necredincios, că la școală, la facultate am un necredincios, nu-i baia asta. Cu cine prietenesc eu? Cu cine îmi împărtășesc eu gândurile? Cu cine îmi împărtășesc eu sentimentele? Citim cuvântul acesta în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22.
Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei care, cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Vedeți, pământul inimii trebuie să fie bun ca să primească cuvântul și pe urmă eu să afănesc terenul ca să poată să dea roată. În al doilea rând, dragostea este alimentată dintr-o inimă curată și atunci eu trebuie să mențin dragostea aceasta. Și în al treilea rând spuneam că relațiile noastre pot să mă păstreze aproape de Domnul și cu o inimă curată, pentru că nu mă întinează în gânduri, în fapte, în atitudini. Uitați-vă, dumneavoastră, stând lângă un om, imediat încerci, parcă fără să-ți dai seama, încerci să-l copii. Mergi în București și încerci să vorbești ca cei din București. Mergi în Moldova și dacă stai mult acolo, imediat te pricep ăștia că ai fost undeva, că vii cu vocabularul ăla lor, cu moldovenismele alea ale lor, da? Mergi în Ardeal vrând nevrând, deci numai pe vorbă, încerci. Încerci să-i copii. De aceea trebuie să stăm aproape de tot. Și acum să vedem care sunt avantajele, că asta v-ar trebui să vă intereseze. Dar nu le-am spus de la început, ca să nu mergi repede la avantaj. Sunt mari avantaje pentru cei care au inimă curată. Între politica aceasta de a vedea care dacă am o inimă curată și avantaje, aș vrea să vă citesc ceva. În Faptele Apostolilor, capitolul 8, este un text care ar trebui să ne dea de gândit multora dintre noi. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Toți de la mic la mare îl ascultau cu luare aminte pe Filip și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui pe Simon. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Deci după Simon mergeau anumite oameni și se mirau. Bă, de unde are ăsta bani? Bă, de unde face ăsta scamatorii? Bă, de unde? Ca la Asaf. Dar când a venit Filip și le-a spus din Evanghelie, s-au botezat mulți oameni. Atenție! Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Știți cine sunt ăștia? Membrii din biserică. Au venit la biserică, au fost încântați, au crezut în Hristos și s-au botezat. Și culmea că după ce s-au botezat, nu lipsea de la niciun program Simon. Îl vedem pe Petru și pe Ioan că vine în biserica aceasta. Și îi spune lui Simon, versetul 20. Haideți să citim ca să înțelegem de la versetul 17. Atunci Petru și Ioan au pus... Trebuie să-mi pun ochelare, am vrut să arăt și eu tânăr ca voi, dar nu merge. Au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin puterea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dăm și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ce e rău, fraților, să pun mâinile peste unul și să primească Duhul Sfânt? La prima vedere gândul era bun. Mă duc acasă, pun, când fata se ceartă cu fratesul, pun mâna peste ea și mi-a primește Duhul Sfânt și vorbești în limbi și nu mai ocărăști, fratesul. Când nevastă-mea mă ocărăște și mă face în toate felurile, pun mâna peste ea și ea vorbește în limbi. Nu-i fain? E fain. Asta o cerut. Nu cerut nică rău.
o cerut ca peste cei care îmi vom pui mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar puterea lui Dumnezeu privește dincolo de aparențe. Și uitați ce spune. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și atenție, versetul 21. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Față de oameni erau ok? Da. O crezut, s-o mărturisit, s-o botezat, vinea la toate slujbele, dădea bani, tot era ok. Când Dumnezeu a privit în inima lui, a zis, inima ta nu este curată față de Dumnezeu, față de mine. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta a inimii tale, dacă este cu putință. Frații și surori, nu botezul ne curățește păcatul din inimă. Nu venirea la biserică ne curățește inima. Nu cântatul în orchestra bisericii sau în corul bisericii ne curățește inima. Astea-s bune. Astea-s lucrări care le facem înaintea Domnului cu demnitate și cu responsabilitate. Dar dincolo de ceea ce arătăm în exterior, trebuie să rugăm pe Domnul să ne curățească inima. Și curățirea inimii vine în urma pocăinței. Pocăiește-te! De aceea pocăința nu este un act inițial și gata. Pocăința trebuie să fie în fiecare zi. Orice lucru rău văd în viața mea, imediat mă pocăiesc de el. Adică ce fac? Îmi pare rău, îl mărturisesc Domnului și mă las de el. Asta înseamnă pocăință. Și a doua zi găsesc altceva și iarăși mă pocăiesc. Și toată viața noastră este un proces al pocăinței. De aceea Pavel spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Și duceți până la capăt sfințirea voastră. Asta nu fac îngerii. Și nu fac nici serafimii. Și nu face nici Dumnezeu, ci eu trebuie să fac. Care sunt avantajele unei inimi curate? Ce avantaj am eu dacă inima mea este curată? Uitați ce spune cuvântul Domnului. Citim în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14 până la 17. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasma lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Care este avantajul inimii curate? Dumnezeu mă poartă în carul lui de biruință. Aud pe mulți, Doamne, îți mulțumim că ne-ai purtat în car de biruință. Dar eu întreb, Dumnezeu îi poartă pe toți? Sau pe cei care răspândesc mireasma? Păi dacă s-a urcat în mașina ta parfumată un răpănos, care a dormit undeva într-un horn, ai terminat. Trebuie să duci mașina să o schimbi. Păi Dumnezeu, dacă eu om nu primesc astfel de oameni în mașina mea, în casa mea, și spune, mă, du-te și te spală. Cum poate Dumnezeu să mă urce pe mine cu clevetire, cu minciună, cu ochi rău, cu fel de fel de bazaconii de astea, să mă urce în carul lui de biruință? Nu! Domnul urcă în carul de biruință numai pe cei care răspândesc mireasma. Doamne ajută! E biblic! E biblic! Pentru cel care răspândește mireasma. Dacă nu răspândești mireasma, mergi pe jos. Și eu spun că greu de acum vine. Putin mobilizează 300.000 de soldați. Greul de acum vine. Și nu numai pentru România, pentru toată lumea. Unde vei scăpa dacă nu ești în carul de biruință lui Dumnezeu? Dumnezeu în toate lucrările Duhului Sfânt a spus, dar pe ai lui îi va păzi și îi va ocroti. Nu știu cum, dar știu că în carul de biruință lui Dumnezeu este bine. Dar în carul de biruință nu urcă cei care strică cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl strică?
nu vorbesc dintr-o inimă curată. Nu vorbesc din partea lui Dumnezeu pentru Dumnezeu și pentru Hristos, ci vorbesc altfel. Deci avantajul inimii curate este că mă poartă Dumnezeu în car de biruințe, dar eu trebuie să răspândesc mireasma. Haideți să vă citesc un exemplu din Vechiul Testament, unde cuvântul Domnului ne vorbește despre un împărat pe nume Iehu. Nu citesc tot capitolul 10, vă recomand să-l citiți din Doi Împărați. Și se spune aici că Iehu mergea la capitală și Iehu era vestit că avea cai de aia pur sânge arab, care mergeau, aveau o viteză foarte mare. Știau toți că vine Iehu. Chiar dacă nu-l vedeau pe ei, vedea după praful care lăsa în urmă copitele cailor lui. Și când mergea Iehu spre capitală să fie înscăunat, i-a ieșit un prieten din copilărie, Ionadab, dintr-o familie nobilă, din familia lui Recab. Voi ați auzit de familia lui Recab, că era o familie nobilă. Și Ionadab i-a ieșit în față și a spus: nu vrei să mă ieși pe mine în carul tău? Pentru că până ajung eu cu mărțoajele mele, se termină ceremonia. E mâncare și plus de asta, nu numai că se termină ceremonia. E una să vii în carul împărătesc și alta să vii cu mărțoaga. Știți ce îi spune? Uitați ce scrie Doi Împărați, capitolul 10, versetul 15. Plecând de acolo a întâlnit pe Ionadab, fiul lui Recab, care venea înaintea lui. L-a întrebat de sănătate și a zis: inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns: este. Dacă este, a zis Iehu, dă mâna. Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car. Eu întreb, dacă un împărat omenesc nu urcă pe oricine în carul lui împărătesc, oare Dumnezeu ne-a urcat pe toți? Deci vedeți logic. Nu-i urcă pe toți. Vrei să umbli în car de biruință? Curățește-ți inima. Umblă cu frumos înaintea lui Dumnezeu. Vorbește frumos despre Dumnezeu. Vorbește frumos despre oamenii lui Dumnezeu. Și atunci vei avea harul să umbli în carul lui de biruință. Doi, un alt avantaj. Avantajul că avem îndrăzneală în rugăciune. Cei cu inima curată au îndrăzneală în rugăciune. Și aici citim despre împăratul Ezechia. Împăratul Ezechia s-a îmbolnăvit, că și ăștia se îmbolnăvesc. Doctorii l-au tratat și a spus: nu știm ce să facem. Și a venit Isaia și a fost anunțat împăratul că vine Isaia. Și împăratul a zis: probabil că aduce o veste bună de la Dumnezeu. Dar Isaia a venit și a spus: puneți casa în rânduială, că îți vei muri și nu vei mai trăi. Deci când doctorii îți spun că mori, când tu te simți rău și vezi că buba aceea este mare și putrezește pe tine, și când vine și vasul Domnului, vine prorocul Domnului și îți spune: mori, bă! Ce faci tu? Te pierzi. Îți mulți creierii din cap. Nu mai poți. Pentru că tu aștepți ultima nădejde ca Dumnezeu să-ți spună că mai sunt șanse. Ei, Ezechia a avut curaj și îndrăzneală la Dumnezeu. Scrie Biblia că Ezechia, chiar dacă i-a spus ăsta că moare, el s-a întors cu fața la perete și a spus: Doamne, îndrăznesc la tine. Uită-te în cartea vieții mele. Adu-ți aminte că eu înaintea ta am blat cu inimă curată. Și Dumnezeu se uită în carte și zice: băi, chiar am blat cu inimă curată. Și Isaia era pe treptele palatului, mergea acasă și Dumnezeu îl întoarce și spune: du-te și spune lui Ezechia că îi mai dau cât? 15 ani. S-ar fi bucurat Ezechia 15 zile. O zi, dar Dumnezeu a dat 15 ani. Știți din ce cauză? Pentru că Ezechia nu era român. Că dacă ar fi fost român, știți cum ar fi spus? Doamne, dă-mi sănătate că din mâini mă pocăiesc. Noi vrem din mâini. Când vine bau-bau, gata, ne pocăim. Dar Ezechia nu. Ezechia spune Biblia că s-o pocăit din tinerețea lui. Și a fost împărat, a fost pe poziții înalt și el a fost pocăit și a umblat cu inimă curată. Și când a venit nenorocirea peste el, a avut îndrăzneală la Dumnezeu, pentru că inima lui era curată. Deci cei cu inima curată au îndrăzneală în rugăciune. Spune David: dacă aș fi aș cugeta nelegire în mintea mea, n-aș fi îndrăznit la Domnul să mă rog.
Pe cei cu inima curată au îndrăzneală în rugăciune. Pot să ceară orice. Că Dumnezeu se uită în cartea vieții și zice, într-adevăr, ăsta a fost cu inimă curată. Și în al treilea rând, și mai ales, vouă vă trebuie asta. Cei care faceți comerț cu mașini, cu lucrările voastre care le aveți, vă trebuie inimă curată și o să vă citesc de ce. În Geneza, în capitolul 20, Biblia ne relatează cum l-a salvat Dumnezeu pe un om care a umblat cu inimă curată și nu l-a lăsat să intre într-un păcat greu. L-a ferit de păcat, l-a ferit de ispită, l-a ferit ca nu cumva să fie părăduit de alții. Dacă vrei să nu te șmecherească unul să-ți dea o mașină rea și să nu facă nici jumate din banii care i-ai dat, dacă vrei ca cineva să nu te ispitească și să cază într-un păcat, umblă cu inimă curată. Uitați ce spune Biblia. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că e nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Era frumoasă. Abimelec, împăratul Gerare, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, mă vei omorâ tu oare chiar și, un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că este frate-su. Eu am lucrat cu inimă curată. Versetul 6. Dumnezeu i-a zis în vis, știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești împotriva mea. Nu-i bun Dumnezeu? Dumnezeu nu te lasă să intri într-o ispită. Nu te lasă să pierzi binecuvântarea Lui. Nu te lasă să fii fentat de șmecheri. Nu te lasă. Dacă ești cu inimă curată. Dacă pe ăsta care era un păgân, ăsta nu era ca lui Avram, era un păgân, datorită faptului că a lucrat cu inimă curată, Dumnezeu l-a oferit de o nenorocire. Pe tine nu o să te ferească. Ba da. Te poartă în carte biruință. Îți dă îndrăzneală în rugăciune și te ferește de pagube, de ispite și de răutatea oamenilor. Nu-i fain să ai inimă curată? Domnul să vă binecuvinteze. Închei. Dar vă dau tema acasă, că nu mă pot lăsa eu să dormiți tot noaptea, că noaptea nu-i numai pentru somn. Uitați ce scrie Biblia. Și mai ales îi spun lui Ionatan și la neamul lui. Atenție! Și tu, îi spune Dumnezeu lui Solomon, care se roagă și zice, vreau și eu putere, Doamne, vreau și eu să fiu văzut așa bine ca tata meu. Uite ce spune Dumnezeu. Dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău, cu inimă curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecii. Solomon a avut în față un model. Voi, biserica de aici, ați avut un model. Dumnezeu, ca un snop strâns la loc timpul lui, l-a luat acasă. Voi vreți har. Voi vreți îndurare. Aveți șansă. Mare aveți șansă. Dacă veți umbla cu inimă curată și cu neprihănire. Data viitoare, când vin să-mi aduceți aminte, să vedem cum asociază Dumnezeu sau Biblia, cum asociază inima curată de neprihănire. Pentru că noi de obicei vorbim de inimă curată ca fiind un subiect și neprihănire alt subiect. Ori astea sunt ca și siamezele, ca două surori siameze.
Inima curată nu poate să trăiască fără neprihănire. Și nu putem să vorbim că suntem neprihăniți dacă nu avem inimă curată. Dar asta data viitoare. Dacă vreți, putem să faceți voi predica, n-am nimic împotrivă. Domnul să vă binecuvânteze. Și Domnul să zidească în fiecare dintre noi inimă curată. Și dacă vreți să aveți izbânzi mari și putere ca și înaintașii, care au dus credința până acum la noi, dacă vreți, trebuie să asociem inima curată de neprihănire. Doamne ajută!